Frați și surori, iubiți prieteni, realmente mă bucur să fiu în Târgu Jiu la Biserica Golgota în dupămasa aceasta, împreună cu corul bărbătesc a Bisericii Betlehem Londra, păstorită de fratele Cornel Nistor. Dumnezeu să-i binecuvinteze pentru faptul că s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. De ceva vreme în urmă, de vreo 4 ani și ceva, vin în 2 turnee, unul de primăvară, unul de toamnă, la noi în zona Vâlcei, și facem campanii de evangelizare vara mai mult în corturi, punem niște corturi în jurul orașelor, în jurul localităților și chemăm oamenii la mântuire. Toamna, pentru că e mai frig, încercăm să găsim locații prin care să chemăm oamenii, case de cultură, cămine, biserici mai mari în care să avem posibilitatea să lăudăm pe Dumnezeu și să vestim oamenilor Evanghelia. Ne bucurăm că Dumnezeu a creat un prilej ca acesta în care în joia aceasta să fim la dumneavoastră. Cred din toată inima, frații mei și dragi prieteni, că înainte să ajungem noi a ajuns Mântuitorul nostru aici. El a așezat lucrurile, erau orchestrat lucrurile, El și-a scris o condică cu fiecare scaun care va fi astăzi ocupat. Știe fiecare persoană care a ocupat un scaun, fie femeie, fie bărbat, fie tânăr, fie frate mai în vârstă cu perii cărunți pe care îi stimăm. I-a scris acolo într-o carte de aducere aminte. Și Dumnezeu a pregătit toate aceste lucruri, cuvântul sfânt, corul, cântările, le-a legat de această temă a revenirii lui Dumnezeu și a așteptării acestei reveniri sau a pregătirii pentru revenirea lui Dumnezeu, tocmai ca să vorbească inimii noastre. Numai că de aici încolo e responsabilitatea dumitale și responsabilitatea mea. Cu ceva timp în urmă, apostolul Pavel îi spune lui Timotei în felul următor. Timotee, pune în mintea fraților aceste lucruri. Datoria ta îi să-i faci pe oameni să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. Dar după ce îi dă anumite învățături, zice în felul următor, Timotee, puneți pe inimă. Puneți pe inimă învățăturile care eu ți le-am dat. Asta numai dumneavoastră puteți face. Adică, Timotei, eu prin ceea ce ți-am spus am încercat să ajung aici. Dar de aici încolo eu nu mai am acces. Doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu o poate face, dacă tu vrei. De aceea mă rog din toată inima cântările acestea să nu fi ajuns doar aici, frumos, note muzicale, pregătire, sincronizare, mai știu eu ce, mesaj frumos, ci aceste cântări să fi ajuns aici. Adică să le simțim, să le trăim. Chiar așa, oare chiar suntem pregătiți de venirea lui Dumnezeu? Avem acest entuziasm al așteptării venirii lui Dumnezeu, că există o mare întâlnire și că ne vom întâlni la răpire. Frații n-au știut că sunt Oltenia. E o cântare clasică, dacă vreți, deja pentru zona Bucovinei. Mai puțin se cunoaște cântarea aceasta aici. Dar începem să o învățăm. Și slavă Domnului care refrenul a cântat majoritatea. Chiar m-am uitat la noastră, majoritatea a cântat împreună cu noi. Data viitoare când vom veni, cred că o știu cu toții și o punem în repertoriu bisericii muzical. Pentru că, frații mei, asta e speranța noastră creștinilor. Că ne vom întâlni la răpire. Că există o înviere a morților. Că există o viață veșnică, ceva să vie. Dacă o scoatem din schemă, din ecuație, putem să ne trăim viața. Faptul că sunteți aici n-are niciun sens. Niște nebuni ne-am întâlnit de aici. Ascultați bine. Dacă nu există o viață veșnică, dacă în ecuația aceasta a vieții terestre nu există un după moarte ceva, atunci nu are sens. Să ne anevoim, să ne trăim pocăința, să ne înfrânăm limba, să ne păstrăm curăția de inimă, să ne păstrăm curăția în familie, să nu furăm, să nu dăm, cam n-are niciun sens. Sensul îl face viața de după, frații mei. Slujirea noastră, efortul fraților, concediile sacrificate, banii cheltuiți, faptul că v-ați lăsat o dignă, poate după muncă, ați dat buluc, v-ați luat o haină, v-ați schimbat un bicei la biserică. Toate acestea, frații mei, dacă n-ar fi viața veșnică ceva să fie, n-ar avea niciun sens. Dar noi suntem aici, în întâlnirea aceasta numită Biserica Golgota, ca să ne pregătim pentru viața veșnică ceva să vie, pentru marea întâlnire. Marea problemă e că acolo nu putem să intrăm oricum. Majoritatea oamenilor au impresia, văd, zugrăvesc înaintea imaginii lor un Dumnezeu care acolo, așa la înghesuială, ne bagă pe toți poporul român. Hai bă, că sunteți creștini de atâția mii de ani, nu? Cum spunem noi. Că sunteți pocăiți de 40 de ani, de 20 de ani. Că sunteți născuți în familie de pocăiți, doar cum 10 se intre unul, nu? Hai toți acolo la grămadă. Nu există așa. Frații mei, la marea întâlnire va avea parte doar oamenii pregătiți. Doar oamenii întregi.
Doar oamenii calificați. Și o să vedem, nu pe baza faptelor noastre personale. Dar trebuie să existe o calificare acolo. Când Domnul Iisus Hristos a dat o pildă în contextul nunții, când a chemat oamenii, cel care n-a putut intra acolo, cel care a fost scos afară, știți care a fost? Nu ăla fără invitație, nu. Ăla fără haină. Cel fără haină de nuntă n-are ce căuta la nuntă. Au fost 10 fecioare. Toate au așteptat. Dacă ălea 10 erau astăzi aici, cu siguranță cât au împreună cu noi. Poate mai frumos ca corul acesta. Știți câte au mers? Câte au avut parte de marea întâlnire? 5. Ce-a făcut diferența între ele? Unele n-au fost suficient de pregătite pentru o mare întâlnire. Cum suntem noi astăzi? Spune cuvântul lui Dumnezeu și vreau să vă citesc. Ascultați ce zice. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Ca să fiți desăvârșiți, să fiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Și sensul aici este pur spiritual. Iacov zice, tot ce se întâmplă în jur și despre tot ceea ce voi discuta în continuare, scopul meu, pastoral dacă vreți, este ca voi, biserica, biserice cărora eu le scriu, să ajungeți să fiți desăvârșiți, să fiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Cum se poate așa ceva? Le spuneam ieri, dacă nu greșesc, aveam împreună masa Domnului, cina Domnului, doar împreună cu frații din misiunea Agape, cu corul bărbătesc, cu slujitorii, câți au venit din județul Vâlcea și eram împreună cu noi și fratele Iosif Anca. Și eram la masa Domnului ieri de la miază, am stat înaintea Domnului, seara am avut un program de evanghelizare, am stat la masa Domnului și fratele Iosif Anca a predicat ceva despre cercetare, cercetarea de sine. Și în momentul acela pur și simplu mi-a adus aminte de o experiență care, frate, o știu pentru că am spus-o ieri, de o experiență când eram clasa 9 sau clasa 10. Eram la liceu de informatică Tiberiu Popoviciu din Cluj-Napoca. Aveam un profesor de matematică maxim de exigent, fostul inspector general, un om nu ar așa o radiografie să vă spun, unul din cei mai buni băieți din clasă, avea media 7 și el era olimpic național medalia de argint pe țară. Și el avea media 7 la profesor. Și el era olimpic național medalia de argint, adică al doilea pe țară și participa la Balcanică. Cam ăsta era felul exigent în care el evalua. Într-o zi ne-a dat o lucrare pe neașteptate. Și o zis în felul următor. Nimeni nu știu nimic. Mai majoritatea, cred că eram sub 5 toți. O zis în felul următor. Luați-vă lucrările înapoi. Parcă vedeam pe colegi, fiecare încercau să mai pun un 1 acolo, un 2, un plus, să mai rezolve ceva. Nu mai mișcați nimic. Care îl mai prind afară direct. Noi gata. Dați-vă voi nota. Dar vreau să spun ceva, zicea profesorul. Dacă vă dați exact nota la care, eu după ce aia o să le evaluez, dacă vă dați exact nota pe care eu mă gândesc să vă dau, indiferent care nota aia, eu vă dau 10. Dacă vă dați cu un punct numai, cu două, cu trei, nu contează cât, peste nota pe care eu v-aș da-o, indiferent cât aveți în lucrare, aveți nota 1. Și dacă vă dați sub nota pe care voi o meritați, rămâne nota care eu vă dau. M-au trecut toate transpirațiile. Pe toți dintre noi. Logica noastră zice, bă, mai bine, dacă merităm 3, punem 2, că atunci rămâne măcar 3. Nu? Nu punem în plus. Vreau să spun un lucru. Știți ce a fost ciudat? Din 32 de oameni, doar unul singur și-a dat nota pe care profesorul a dat-o. Din 32 de oameni. Toți câți au fost în plus, majoritatea am pus în minus, că eram băieți deștepți. Măcar să nu luăm unul, nu? Frații mei, ascultați-mă bine, va veni o evaluare a vieții noastre spirituale. Va veni o evaluare în care cel mai critic personaj din universul acesta, care are tot dreptul, pentru că a făcut totul ca noi să învățăm, a făcut totul ca noi să ne școlim, a făcut totul ca noi să fim mântuiți în persoana Domnului Iisus Hristos, ne va evalua, ne va pune notă. Oare ce notă ne va pune? În seara aceasta, dacă Dumnezeu din cer ne va radiografia ce am făcut numai de dimineață și până acum, dacă ar pune un video cu tot ce am făcut săptămâna aceasta, suntem jumatea săptămânii, oare ce notă am luat înaintea lui Dumnezeu? Și noi cântăm, ne vom vedea la răpire. Oare? Trăim un creștinism nominal în care noi credem că
Ni se cuvin lucruri. Noi credem că dacă ne-am născut într-o familie, dacă ne tragem numai pentru faptul că suntem români, dacă poate să mergem la catedrală în mod frecvent în Târgu Jiu, dacă suntem pocăiți penticostali de nu știu cât timp, ni se cuvin lucruri. Vreau să spun un lucru. În cerul lui Dumnezeu vor merge doar oamenii desăvârșiți. În cerul lui, nu prin forțele personale, și vom vedea lucrul acesta, în cerul lui Dumnezeu vor merge oamenii fără lipsuri, fără goluri, oamenii întregi. Cum să ajungă oameni handicapați spiritual în cerul lui Dumnezeu? Nu mi-aș imagina un asemenea lucru. Pune nota, evaluează marele Dumnezeu tău, două biserici din Apocalipsa. Din 7, 2, dacă vreți, se integrează în scenariul nostru. Vreau să vă citesc. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 2 din Apocalipsa, capitolul 3, îi spune bisericii din Sardes. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte. Fiți atenți, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Îngerul evaluează o biserică, niște creștini, indiferent care, nu puneți neapărat numele biserica dumneavoastră, oricare dintre. Și îngerul zice felul următor. N-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea ta. Fii atent ce pretențios Dumnezeu. Oare chiar așteaptă Dumnezeu să fim desăvârșiți? Vă dau o altă biserică. Dați pagina doar. Ascultați ce zice cuvântul Dumnezeu. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar că fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vârz din gura mea. Pentru că zici... Sunt bogat, m-am îmbogățit și fiți atenți, aceeași sintagmă. Și nu duc lipsă de nimic. Știți ce zice Petru? Ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Și biserica asta zice, și nu duc lipsă de nimic. Și acum vine radiografia. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Dragi prieteni, n-am venit aici să vă scot defectele în evidență, că le-am și eu pe mele. N-am venit aici să vă ponegresc. N-am venit aici să vă dau o notă mică, nu. Dumnezeu e cel care judecă și evaluează. Dar vreau să spun, nu e important să spui o notă mai mare. Nu e important în seara asta să ai impresia că ești cineva. Ci e important să te vezi în lumina în care te vede Dumnezeu. Și să spui chiar notă de... fără de trecere. Nota 3, nota 4, nu contează. Că dacă vii cu nota asta la Hristos și ai atitudinea vameșului, Doamne, ai milă și de mine, păcătosul, garantat în Hristos Domnul, indiferent cine ai fi, Dumnezeu te vede desăvârșit. Că nu contează faptele mele bune, că nu contează lucrurile acestea, ci contează felul în care mă raportez la Hristos. Haideți să ne uităm la acest cuvânt. Să vedem ce trebuie să facem să fim desăvârșiți. Ce trebuie să facem să fim întregi. Ce trebuie să facem să nu ducem lipsă de nimic. Se poate. Frații mei, eu nu cred în metafore. Cred în metafore biblice. Dar eu cred că sintagma aceasta nu e o metaforă. Adică Dumnezeu nu duce ștacheta la superlativ ca noi să ajungem undeva pe la jumătate să-și bată joc de noi. Bă, ți-am zis că nu o să ajungi veci. Nu, nu, nu. Eu cred că Dumnezeu pune ștacheta Sfințeniei sus. Și spune, oriunde ai fi, în orice groapă ai fi, oricât de puțină experiență avea, oricât de multe falimente avea, oricât de multe încercări de a trăi pocăința, de a schimba, ai avut, ai interprins și n-ai reușit, în Hristos poți să ajungi la această ștachetă. Haideți să ne uităm, frații mei, dragi prieteni, în lumina acestui cuvânt, ce trebuie să facem ca să fim desăvârșiți? Pentru că asta e condiția mântuirii. Pentru că asta e biletul de intrare. Frații mei, Biblia zice că acolo nu va intra nimic cu pată și cu zbârcitură. Că mireasa lui Dumnezeu va fi fără pată și fără zbârcitură sau ceva de felul acesta. Adică frumoasă, desăvârșită. Cum i-ar sta unei mirese așa cu ceașcă de cafea pe partea dreaptă, neagră, rochia? Nu, nu cred că ar mai veni la nuntă. Cred că și-ar lua mai bine o fustă, o rochie de ocazie și-ar veni așa decât cu o rochie pătată, nu? Că e rușine. Ei, vreau să spun, înaintea mirelui, mirilor, înaintea Mântuitorul nostru care a făcut totul pentru noi și viața noastră, credeți că pretențiile sunt mai joase?
Haideți să ne uităm la acest cuvânt, frații mei. Să vedem ce trebuie să facem ca să începem să fim desăvârșiți, să ajungem la ștacheta pe care Dumnezeu a pus-o. Pentru că, odată zic, proclam în Hristos și în jertfa Lui că se poate ajunge la această ștachetă. Pocăit fiind sau nepocăit fiind, ortodox, catolic, reformat sau baptist fiind, poți să ajungi la această ștachetă. Că aici nu merge pe religie. Și ce zice Biblia aici? Innumenalizează, la finalul capitolului zice, religiunea adevărată este asta. Și eu din toată inima, ca penticostal, aș fi vrut să zică religia penticostală și să zic slavă Domnului. Ca ortodox, poate te-ai fi gândit să zică religia ortodoxă și ai zice slavă Domnului, ăsta e cultul Domnului adevărat. Nu. Spune, religiunea adevărată este să faci ceva. Să vizitezi pe sărac și pe vătvă. Asta e religiunea adevărată. Eu aș fi vrut o reclamă, să știu la ce biserică să mă duc de aici încolo. Dumnezeu nu face lucrul acesta. Pentru că nu religia te califică aici, ci Hristos Domnul te califică să fii aici. Frații mei, dragi prieteni, în primul rând, cum spunea Apocalipsa, hai să vă recitesc și fundamentul acesta îl găsim și în textul nostru. Ascultați ce zice aceste biserici care crede că e cineva și de fapt nu-i nimic. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și ascultați. Și doctorie pentru ochi, ca să zungi ochii și să vezi. Frații mei, dragi prieteni, prima schimbare care noi trebuie să o facem în drumul acesta al desăvârșirii este ochii aceștia să fie schimbați, o schimbare de perspectivă, de vedere. Felul în care ne raportăm la ce zice Dumnezeu, la ce face Dumnezeu. Felul în care ne raportăm la această ștachetă ridicată. Mulți o văd ca un canon. Vin în biserică și dârdeie de frică. Mă bate Dumnezeu, m-a trăznit Dumnezeu dacă fac lucrul ăla. Mulți simt pocăința ca o impunere. Mulți văd cartea asta învechită cu care se dă numai canoane. Frații mei, prima schimbare care trebuie să facem este schimbarea de ochi, de perspectivă, să vedem altfel. Ascultă ce zice Petru. Iacov, mă scuzați. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie. Prima schimbare care trebuie să facem e să vedem altfel. Să percepem lucrurile altfel. Și în primul rând, Iacov alocă o bucată de text înspre lucrurile care ni se întâmplă. Am văzut foarte mulți oameni certați pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu mă iubește, de ce m-a făcut să mă nasc în România? Dacă Dumnezeu mă iubește, de ce m-a făcut să mă nasc în Gorj și nu în Cluj? Să am un loc de muncă mai bun. Dacă Dumnezeu mă iubește, de ce familiei mele i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat? Dacă Dumnezeu mă iubește, zicea un tânăr, de ce tatăl trebuie să moară? De ce mi se întâmplă lucrurile care mi se întâmplă? Îi nedrept Dumnezeu. Și într-un asemenea cadru, omul, în loc să se apropie de Dumnezeu, în loc să vină la mântuire, se îndepărtează de Dumnezeu, întoarce spatele lui Dumnezeu. Ei, Iacov zice în felul următor, frații mei, să priviți ca o mare bucurie. Cum adică să mă bucur când lucrurile, încercările din jur mi-s opuse? Trec prin vremuri dificile, trec prin valuri, trec prin furtuni. N-am un ban în buzunar. Copiii nu mă ascultă. N-am un loc de muncă. N-am bani să-mi plătesc chiria. N-am un viitor, n-am o perspectivă. Am făcut liceul, facultatea degeaba. Simt că s-o ruină. Cum să mă bucur? Iacov zice, primul lucru care trebuie să-l faci e să începi să vezi altfel. Să vezi lucrurile din jurul tău ca instrumente prin care Dumnezeu vrea să te apropie de El. Ascultați-mă bine. Dacă ne-ar merge ca la americani sau ca la englezi, vă spun, în secunda doi am uitat de Dumnezeu. Uitați-vă în istoria bisericii americane. Uitați-vă în istoria bisericilor din Occident. Știți că se închid biserici? În Crețeni, la mine, în una biserici în care le slujesc, cu amvon și cu scaune, o biserică care s-a închis, s-a transformat în hotel, o donat scaunul, amvonul și bisericii noastre. Totul le aruncau. Se închid biserici în Londra. De englezi. Se închid biserici, chiar catolice, sunt muzee deja. Îmi zicea un prieten în Washington, în una din frumoasele orașe, o biserică ortodoxă a ajuns muzeu. Trei oameni nu mai rămas. De ce? Pentru că bunăstarea, într-un fel sau altul, te îndepărtează de Dumnezeu. Te face să uiți de Dumnezeu. Oameni buni, dacă trăim în sărăcia aceasta a Olteniei,
Dacă trăim poate cu neajunsul acesta gorjului, vreau să spun un lucru, priviți lucrurile acestea, handicapurile acestea prin care trăim, ca instrumente în mâna lui Dumnezeu ca să ne ducă undeva. Știți ce l-a ținut în credință pe Iosif? Are niște vise ciudate, că ajunge nu știu cine și masa, tatăl și frații lui se închină înaintea lui. Și ăsta ajunge rob, ăsta ajunge pușcăriaș. Vreau să vă întreb, ce credință să mai ai într-un asemenea moment? Ce contează apropierea de Dumnezeu și pocăința? Cum să-ți mai trăiești pocăința într-un asemenea moment? O, nu! Chiar statutul de pușcăriaș, pe nedrept, Iosif îl interpretează ca cadrul prin care Dumnezeu a vrut să-l înalțe. Și când dârdie după moartea tatălui său, toți frații vin la el, știi ce-o zis tata, să nu ne omori, indirect. Și ce zice Iosif? Nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. Cum că noi te-am vândut? Noi ți-am făcut rău. O, nu, nu. Deasupra voastră a fost o mână providențială și asta e mâna lui Dumnezeu, care uneori îngăduie sărăcia, boala, lipsa, falimentul, semnele de întrebare. Știți de ce, frații mei? Ca să ne forțeze, să ne treacă cu lanțuri, dacă vreți, înspre El. Să ajungem față în față cu Dumnezeu. Să zicem, Doamne, nu mai am nimic, dar te mai am pe Tine. Oameni buni, când treceți prin asemenea momente, priviți ca o mare bucurie. Dumnezeu e la lucru. Credeți în providința lui Dumnezeu, că Dumnezeu niciodată nu lasă un om de izbeliște de capul lui. Dumnezeu a zis, voi fi cu voi în fiecare zi, până la finalul vieții, cu veacurilor, până cu asemenea promisiune. Cum să tremur? Cum să mă descompun? Cum să nu vin în brațul lui Dumnezeu și să zic, Doamne, lucrează Tu? Apoi, frații mei, spune cuvântul Dumnezeu aici ceva tot despre Dumnezeu. Ascultați ce zice. Dacă vreunul dintre voi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Cum îl vedeți pe Dumnezeu? Mă uit la împrejurările vieții și le văd așa cum vrea Dumnezeu. Asta e perspectiva corectă. Moare, mă uit la Dumnezeu așa cum vrea Dumnezeu? Unii îl văd bătrân. Unii îți dependez niște icoane. Și așa îl văd pe Dumnezeu și altfel nu îl văd pe Dumnezeu. Unii îl văd un Dumnezeu, cum spuneam, care e tiran, care omoră oameni, care dă cancer oamenilor, care umple oncologia din Cluj și din Târgu Mureș, de canceroși. Un Dumnezeu care parcă ia banii din buzunar, o nu. Iacov și se zice, Dumnezeu este Dumnezeul care dă, care dăruiește și o face cu mână largă și fără mustrare. Dacă uitați tot din ce-o dat Dumnezeu, nu uitați! Într-o zi Dumnezeu și-a dat propriul Fiu, pe Domnul Iisus Hristos, să moară pentru noi. De aceea, indiferent cât de mult mi se pare că mi-a luat Dumnezeu, Dumnezeu mi-a dat. Poate mi-a luat lucrurile acestea vremelnice pentru o perioadă, dar în esență, cântărind toată viața de credință, Dumnezeu mi-a dat. Mi-a dat soluția lui Dumnezeu, care se numește jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu cu argint și cu aur ne-a răscumpărat Dumnezeu din felul nostru de șer de viețuire, ci cu sângele scump al Domnului Iisus Hristos. O, ce ofertă! O, ce har ni s-a făcut! Când înțelegem că în Hristos Dumnezeu a dat totul, nu mai stau să cer lui Dumnezeu sănătate, bani și nu mai știu ce. Eu sunt mulțumit de mântuirea lui Hristos. Pavel zice, pentru mine a trăi înseamnă Hristos. Că am sau că n-am, că îmi vindecă țepușul sau nu îmi vindecă, că trebuie să muncesc mai mult din cortul și să predic mai puțin că ăștia nu vor să mă ajute, sau invers, nu contează asta. Pentru mine a trăi este Hristos și pentru mine a muri înseamnă un câștig. Cum îl vedeți pe Dumnezeu? O, Doamne, deschide-ne ochii să te vedem ca Dumnezeul care dai oamenilor cu mână largă și fără mustrare. Tu când o vezi pe femeia aia prinsă în prea curvie, când toți ar fi aruncat cu niște bolovani în capul ei să o moare, Hristos începe să scrie ceva. Și ăștia ar fi vrut să acuze, să reproșeze, să zică, să condamne. Și se uită la ea și zice, dacă părâșii tăi nu-s mai aici și nu mai te acuză, nici eu nu te acuz, du-te și nu mai păcătui. Pentru că Hristos întotdeauna dă. Dumnezeu întotdeauna dăruiește darul lui Dumnezeu Iisus Hristos. Priviți-L pe Dumnezeu ca Dumnezeul care dăruiește. Și ce spune cuvântul Dumnezeu aici? Ascultați ce zice versetul 18. El, de bună voia Lui, nu L-a silit nimeni. Nu s-a milogit cineva, nu L-a determinat vreo împrejurare să dăruiască. El, de bună voia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă al făpturilor Lui. De bună voia Lui.
Apoi, frații mei, dragi prieteni, vreau să vă spun că nu-i suficient. Dumnezeu ne schimbă perspectiva ochii a felului în care noi vedem lucrurile din jur. Ne schimbă ochii a felului în care noi îl vedem pe Dumnezeu, îl percepem pe Dumnezeu ca Dumnezeul care dă. Dar apoi Dumnezeu ne face să ne uităm la noi. La mine, la Flaviu Pop, la tine, la Gheorghe, la Maria, la Ioana, la cum te-i numi. Și să te întreabă cine ești, ce zici tu despre tine însuți. Și aici folosești o metaforă și vreau să o citesc, ascultați ce zice Biblia. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui, bogatul împotrivă să se laude cu zmerirea lui, că își va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și uscă iarba, floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va veșteji bogatul în umbletele lui. Ne aduce în față o floare, aici chiar e o metaforă. O floare și zice în felul următor, răsare soarele și uscă iarba. Ca noi să înțelegem că precum iarba depinde de niște factori, de apă și de soare, la fel omul depinde de Dumnezeu, în orice stare financiară ar fi. Oricât de sănătos te-ai crede, ascultă bine ce spun, oricât de tânăr te-ai crede, oricât de bogat te-ai crede, oricât de multe rezerve și resurse ai avea, orice statut ai avea în societatea din Târgu Jiu, vreau să spun un lucru, depinzi de Dumnezeu. Când înțelegi lucrul acesta, vei merge la Dumnezeu și vei cere mântuire și har. Când nu înțelegi că depinzi de Dumnezeu și crezi că descurci, mergi și până dai cu capul. Ascultați-mă bine, au fost oameni care au crezut că nu depind de Dumnezeu. A fost unul care Dumnezeu atât de multe responsabilități i-a dat încât a crezut eu ca Dumnezeu. Și Lucifer într-o zi s-a zis, bă, dar ce diferență e între mine și Dumnezeu? În momentul acela, când nu înțeles școala dependenței, personajul acesta a căzut jos și este astăzi diavolul, satana, cum noi îl cunoaștem. Și zice, pentru că nu a învățat școala dependenței de Dumnezeu. Femeia lui Iov, știți de ce i-a zis bleastă-mă-l pe Dumnezeu? Pentru că nu a știut că tot ce ni se întâmplă depinde de Dumnezeu. Iov zice, femeie, să primim de la Dumnezeu binele și oare rău să nu-l primim? Domnul a dat? Domnul a luat. Domnul să fie binecuvântat. Frații mei, dragi prieteni, ascultați-mă bine. Tinerețea e trecătoare. Am văzut tineri în oncologie Cluj. Arătau ca niște oameni de 70 de ani. Nu vineau să cred. Am prieteni care lucra la neurochirurgie în Cluj. Vreau să zic că mașinile dau peste bătrâni ca peste tineri. Nu fac nicio diferență. Egal. Nu se uită mașina că ești tânăr sau bătrân. Când e să fie, e. Oameni buni, viața aceasta va trece. Viața aceasta depinde de Dumnezeu și de îndurarea lui Dumnezeu. De aceea, în numele Mântuitorului Iisus Hristos, te rog, uită-te la tine așa cum te vede Dumnezeu, ca o creatură zmerită care depinde de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu suflă odată că peste tine, s-o crepat inima în tine și aici rămâi. Și dacă totuși mai trăim, înseamnă că Dumnezeu ne dă har. Știți de ce, frații mei? Știți de ce, dragi prieteni? Ca să ne reparăm viața, ca să ne pocăim, ca să ne întregim viața, ca să ne vedem în maniera în care ne vede Dumnezeu, să ne punem nota pe care Dumnezeu ne-ar pune-o. Și cel mai greu lucru, să te evaluezi în lumina în care vrea Dumnezeu. Nu uitați, privește lucrurile din jur așa cum vrea Dumnezeu. Privește-L pe Dumnezeu așa cum este Dumnezeu, ca Dumnezeul care dă. Privește-te pe tine însuți ca unul care depinzi de Dumnezeu. Vei putea să faci lucrul acesta, să ai o analiză obiectivă asupra acestor trei dimensiuni ale vieții. Știți cum doar? Prin cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați ce zice Biblia. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă. Și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Din când în când, conștiința noastră și Sfânta Scriptură ne trage câte un semnal de alarmă. Ne zice, Flaviu, lucrul ăsta n-ar fi trebuit să-l zici niciodată. Maria, locuri care tu le-ai vizitat sâmbătă noaptea, n-ar fi trebuit să fi mers niciodată acolo. Ioane, Raul, Sebastian, sau nu mai știu cum, prietenul cu care tu îți petreci serile și nopțile, n-ar fi trebuit niciodată să-l ai în jurul tău. Dumnezeu, din când în când, trage semnale de alarmă. Ne schimbă privirea și privirea o schimbă prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu te uita la ce zic oamenii. Și ce-a fost greșeala bisericii din Sardes? S-a uita la oameni. Alții zic despre tine că-ți merge numele, că trăiești. Ai o reputație, ai un nume. Oamenii evaluează trăznit, cu susul în jos.
aiuria. Oamenii atât de politicoși încât și dacă te văd că pierzi, zici, domnule, bine, felicitări, du-te înainte, bravo, așa te vreau. Nu vedeți că societatea s-a răsturnat și spune păcatului virtute și virtuții păcat? Nu vedeți că elogiați oamenii trăzniți care își lasă familiile și se împreună bărbat cu bărbat? Nu vedeți ce se promovează în societatea asta? Societatea dictează privirea noastră sau cuvântul lui Dumnezeu. O, Doamne, fă ca Biserica Golgota și prietenii care sunt aici în România întreagă să redescopere valoarea cuvântului lui Dumnezeu. Să ne uităm în ea și dacă zice că sunt păcătos eu, să mă plec pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și să zic, Doamne, mi-am descoperit golul. Am nevoie de tine, am nevoie de mântuirea ta, aici e ștacheta și aici e eu, ce fac, Doamne? Ăsta e al doilea pas. Mă văd cum vrea Dumnezeu să mă văd, apoi zice Biblia în felul următor și vreau să citesc, versetul 5. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, și aici puteți tăia înțelepciunea să puneți orice altceva, s-o ceară de la Dumnezeu. Al doilea pas pe care vreau din toată inima să-l experimentezi, să-l experimentezi dumitale în seara aceasta, este să ai capacitatea, după ce te-ai privit, să-ți descoperi golul, să-ți vezi minusul, să-ți vezi carența spirituală, să-ți vezi păcatul care, potrivit versetului, ascultați ce zice cuvântul lui Dumnezeu, versetul 16, nu vă înșelați prea iubiții mei frați, orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Părintele Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El de bună voia Lui ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Adică noi, Dumnezeu ne-a chemat să fim elite, să fim oameni de săvârșit, să fim întâi în toate. Dacă vedem că sunt lucruri care ne depășesc, sunt lucruri care nu se integrează în standardul lui Dumnezeu, să mergem să-i spunem lui Dumnezeu, e atât de greu. Asta zice Iacov, descoperi-ți carența, vezi care-i falimentul tău, leapă de orice amărăciune, leapă de orice păcat de la tine, du-te la Hristos cu păcatul tău și zice, Doamne, ăsta îți... Și categoric, dacă mă duc cu sinceritate, cu credință la Dumnezeu, Dumnezeu va schimba. Știți care e problema? În vremurile acestea, cred că omul și românul e mai nehotărât ca oricând. Bă, mă duc la muncă acolo, nu mă duc. Mă însor, nu mă însor. De-aia sunt câte 3-4 ani de prietenie. Știți de ce? Că băiatul nu-i hotărât. Bă, iau sau nu iau? Dă-i înainte! Nu? Ai confirmări, o vezi că e harnic, o vezi că e pocăită, dă-i înainte! N-ai niciun loc de muncă, ți s-a evitat o posibilitate, pe nu mă duc pe minimum pe economie, aștept 10 ani până mi-a oferit cineva. Nu! Du-te acolo și Dumnezeu va crește. Fii hotărât! Așa e și în sens spiritual. Fac, nu fac. Mă rog, nu mă rog. Schimb ceva, nu schimb. Încep să schimb ceva în familia mea sau nu. Este timp și vreme. Ascultați-mă bine. Seamănă cu valul mării. Și care e sentința lui Dumnezeu? Omul ăsta nu va primi nimic niciodată de la Dumnezeu. Omul hotărât este omul care merge înainte și se asumă consecințele. Când e vorba de mântuire, nu există dus întors. Când e vorba de mântuire, nu există răgaz. Nu există hotărât, nu există să stai, să gândești, să socotești, să vezi, nu. Când vezi iadul și vezi raiul, orice om înțelept ce-ar alege. Când știi că calea raiului e pecetluită de pocăință și de întoarcerea la Dumnezeu, mă gândesc, bă, oare o fi bine, nu o fi bine? Stai în fața morții și te gândești, oare o fi bine sau nu o fi bine? Lucram la biserică săptămânile trecute, erau frații, eu am venit mai târziu, pavau acolo în la biserică și peste drum o doamnă s-a spânzurat. S-a spânzurat cu o sforă de aia de la baloți. Acolo în fața lor, la câteva, până să meargă, să stă deja femeia a murit. Ei, știți cum e, frații mei, ascultați-mă bine ce vă zic. Cum e cu pocăința? Exact ca într-un asemenea moment. Îmi dau drumul sau nu îmi dau drumul? Păi cum să îmi dau drumul dacă știu că asta e moarte, despărțire de viața terestră? Așa sunt unii. Știu că am probleme, dar le voi rezolva eu altă dată. S-ar putea celălaltă dată să nu mai fie niciodată. Pentru că Biblia, frații mei, dacă vine cu chemări succesive Dumnezeu și tu nu faci nimic, Biblia zice că Dumnezeu ne lasă în voia minții noastre blestemate. Și asta e ca și un omul mort. Faraon, Dumnezeu îi face chemarea, lasă pe popor, și zice Biblia, și-o împietrit inima. Mai face o chemare, lasă pe popor, și Biblia zice acolo, și-o împietrit inima. Vine o zi în care Dumnezeu îi zice în felul următor, și Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon. Știți ce s-a întâmplat? Faraon a ajuns în fund de mare moartă. Faraon a ajuns să moară, știți de ce? Pentru că la două chemări succesive a lui Dumnezeu a zis, ia este timp, nu lasă margă, mă-i hotărâi eu cândva.
Și într-o zi Dumnezeu zice: stop! Aici de aici încolo eu îi împietresc inima. Știți unde se duce faraon, cum am zis? Un fund de mare moarte. Vreau să închei. Nu știu câte chemări ți-a trimis Dumnezeu. Nu știu cum te vezi în lumina lui Dumnezeu. Nu știu câte goluri ai, dar eu le am. Vreau să spun un lucru, indiferent care ar fi statutul tău, chemarea lui Dumnezeu este și astăzi. Bunăvoința lui Dumnezeu se manifestă și astăzi față de biserica din Golgota, pocăit fiind, botezat fiind, sau ortodox fiind, sau catolic, sau mai știu eu ce-i fi. Chemarea lui Dumnezeu răsună și astăzi. O răsună pentru frații din Londra, răsună pentru mine, o răsună pentru fratele păstor, răsună pentru fiecare dintre noastre. Ce faci cu chemarea lui Dumnezeu? E o chemare la sfințenie, la pocăință, la desăvârșire. Nu te uita la câte carențe ai. Nu te uita cât de sus ești tacheta. În Hristos Domnul, golurile noastre se umple. În Hristos Domnul, lucrurile mizerabile din viața noastră se dau la o parte. Vreau să închei cu o ilustrație, dumneavoastră cu siguranță o știți. A fost un moment în istoria poporului în care Dumnezeu atât de mult și-a iubit poporul și a vrut să fie lângă el, a vrut să fie poporul acela sfânt pe care Dumnezeu l-a binecuvântat, că pur și simplu în dragostea lui, i-a dat legea lui Dumnezeu, ăștia au întors spatele lui Dumnezeu, pur și simplu nu a vrut să asculte de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu face o chemare lui Osea și zice în felul următor: Osea, vreau să fac un experiment cu tine și vreau să fiți atenți, în 5 minute am încheiat. Osea, uite ce chemare îți fac eu, du-te pe stradă și ia o femeie ușoară, la întâmplare. Adu-o în casa ta și fă-o soția ta. Mă gândesc ce-a fost în inima lui Osea. Eu, un om care toată viața mi-am trăit o viață respectabilă, o viață sfântă. Eu, gura lui Dumnezeu, prorocul lui Dumnezeu, să-mi facă Dumnezeu asemenea chemare. Și o ia pe femeia aceasta, o ia în casă. Fac un copil împreună și îi pun numele Israel. Mai fac un copil împreună și pune numele lor Ruhama. Nu mai este îndurare. Adică îi zice femeia asta: eu te aduc la mine în casă, dar fii atentă. Dacă odată mai greșești, copilul ăsta e martor. Copilul ăsta e martor că eu nu o să te mai iert. Tu vei rămâne femeie de stradă. Mai trece timp și mai fac un copil pe care îi pune numele Loami. Iarăși pune o mărturie și zice: fii atentă. Tu nu mai ești poporul meu, nu mai ești nevasta mea, nu mai ești mireasa mea dacă te vei întoarce la ibodnicii tăi. Și în ciuda acestor avertizmente, bineînțeles, Dumnezeu pe imaginea aceasta zice: Osea, du-te acum și prorocește. Și spune poporului că același lucru am făcut eu cu ei. Le-am dat binecuvântare, le-am dat Cananul, i-am protejat, i-am binecuvântat și ăștia mi-au întors spatele, s-au uitat la lume, au iubit lumea, s-au întors la lume și efectiv au uitat de mine Dumnezeu. Și eu, Dumnezeu, trag un avertisment: nu mai este îndurare. Și dacă nu se pocăiește poporul acesta, nu-i mai poporul meu. Și femeia aceasta merge pe stradă, înapoi. Și Dumnezeu îi zice în felul următor: Osea, vreau să-ți mai fac o chemare, pentru ca să înțeleagă poporul inima mea de Dumnezeu. Zi, Doamne, du-te înapoi și ia-o pe femeia aceasta înapoi în casă. Gândiți-vă ce-a fost în mintea acestui om. Să-și bată joc o femeie în halul ăsta de tine, să o aduci în casă, să-i dai haine, să o faci nevasta ta, mama copiilor tăi, și femeia aceasta pur și simplu să plece de lângă tine din nou în vechile lui ei mizerii. Și o să-i zice: du-te și adu-o în casă. La fel voi face și eu. Și mă voi logodi cu poporul meu pentru veșnicie. Acolo există un verset pe care eu vreau să vi-l citesc și acesta să rămâne în mintea noastră ca și curaj. Ascultați ce zice versetul 16 în Osea 2. În ziua aceea, zice Domnul, când voi chema din nou, nu știu câta chemare, dar când voi chema din nou pe femeia aceasta în casă, în ziua aceea, zice Domnul, îmi vei zice bărbatul meu și nu îmi vei mai zice stăpânul meu. Știți care era problema aici? Osea, un om necăsătorit în poporul evreu, și probabil știți lucrul acesta, în special un profet, putea oricând să-și ia de pe stradă, era stipulat în lege lucrul acesta, oricând să-și ia de pe stradă o femeie ușoară și să o facă soția lui, să o oblige efectiv. Tu hai după mine, te îmbrac, ești nevasta mea. Și femeia asta n-avea ce crâi, că n-avea niciun statut femeia în Israel. Ei, dacă prima dată ar putea zice Gomer, m-a adus cu forța, a încercat să mă facă nevasta lui, am venit pentru beneficii, că mi-a dat casă, că mi-a dat mâncare, că mi-a dat un statut, că mi-a făcut damă de casă,
Normal că se merită să fiu nevasta lui Osea. De data aceasta, când mi-a dat toate aceste lucruri și eu totuși am plecat, și a doua oară vine Osea după mine, eu pur și simplu m-am îndrăgostit de omul acesta. Dacă până acum i-am zis, stăpânul meu, da să trăiți, fac ce zici tu, de data asta sunt drăgostită de ce a făcut Osea pentru mine. Când nu meritam, când meritam cel mai puțin, bărbatul acesta m-a făcut din nou mireasa lui. Mi-a dat un statut nou. M-a făcut din nou parte din casa lui. Îi voi zice bărbatul meu. Adică mi-a cucerit inima. Adică îl iubesc. Vreau să zic că în seara aceasta, în Golgota, aceeași chemare o face Dumnezeu. Indiferent de câte ori ai întors spatele lui Dumnezeu. Indiferent câte oferte ți-a dus Dumnezeu. Poate zici, am venit la Dumnezeu pentru beneficii, că mi-a făcut ceva Dumnezeu. Și te-ai întors în lume, pentru că la un moment dat, lumea oferi mai mult decât Dumnezeu. Dacă cântărim lucrurile așa. Dumnezeu face chemarea așa astăzi. Vino la mine. Îmi doresc din toată inima răspunsul nostru să fie exact același din versetul 16. Îl vom numi pe Dumnezeu mirele nostru, că ne-a cucerit inima. Nu meritam. Eram niște gunoaie, eram niște oameni dezorientați, eram niște oameni terfeliți de păcat. Nu eram niște oameni întregi. Nu eram niște oameni care să merităm ce Dumnezeu vrea. Eram niște oameni bolnavi, cu mintea bolnavă. Dar Dumnezeu a venit și ne-a scos de acolo și a zis, vrei desăvârșire? Vrei întregie? Vrei să nu duci lipsa de nimic? Hai la mine. Mi-a cucerit inima Dumnezeu, de aia îl urmez pe Dumnezeu. Trăiesc pocăința pentru că într-o zi Dumnezeu m-a scos din păcatul meu și a zis, Flaviu, hai după mine. Nu veni la biserică pentru ce oferă lumea, pentru ce oferă biserica, pentru statutul care ți-l poate da. Și prin biserică, uită-te la mâna salvatoare a lui Dumnezeu, care te-a scos din mociră și zici, da, Doamne, te iubesc din toată inima mea. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Îmi doresc din toată inima tinerii, bătrânii care poate și-au pierdut pasiunea față de Dumnezeu, prietenii noștri care ne vizitează, Dumnezeu să-i binecuvinteze, să îndrăgostească de Dumnezeu și de ce dă Dumnezeu, de mâna, de iubirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul. Atât de mult încât să zică, Doamne, fără Tine niciodată. Când moare Hristos, toți l-au părăsit, dar vine o femeie și zice, spune unde l-ai pus? Că viața mea fără Hristos n-are sens. Unde să mă duc? Hristos e totul. Zi-mi unde l-ai pus. Dacă la capătul lumii l-ai pus, eu mă duc până la capătul lumii. Pentru că e dragul sufletului meu. Când toți pleacă niște oameni, zic, Doamne, unde să ne ducem? La Tine am găsit cuvintele vieții veșnice. Și asta e iubire de Dumnezeu. O, Doamne, fă-ne să ne îndrăgostim de Tine și de cerul Tău, ca împreună cu Tine să Te vedem în cer, să ne întâlnim la această mare întâlnire, dar nu uitați, doar oamenii întregi, oamenii desăvârșiți și care nu duc lipsă de nimic, vor vedea cerul. Și în Hristos proclam cu tărie că astăzi în Târgu Jiu se poate întâmpla lucrul acesta în dreptul meu și în dreptul dumitale. Amin.